În ultimele trei zile, echipaje de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara au desfășurat 152 de misiuni și intervenții. O pondere semnificativă a misiunilor este reprezentată de acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 119 astfel de solicitări. Cele mai multe cazuri au fost operate de către detașamentul DEVA, 25 de intervenții, detașamentul Hunedoara, 17 intervenții, detașamentul Petroșani, 11 intervenții. Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a trei incenii. Două dintre acestea s-au manifestat la deșeuri menajere, iar unul la coșul de fum al unei locuințe din localitatea Teiu. Pagubele materiale înregistrate au fost reduse și, din fericire, nu au existat victime. De asemenea, echipajele operative au gestionat prompt două situații de urgență generate de producerea accidentelor rutiere care au avut loc pe raza localității Șoimuș și pe autostrada A1, au acordat sprijin serviciului de ambulanță județean în 13 cazuri, au desfășurat 6 misiuni de recunoaștere în teren, au acționat pentru deblocarea a 4 uși de acces în în locuințe și au intervenit în alte cinci situații pentru protecția comunității.